pământul îl ții. Mamă, cu ruga ta sfântă oprești calomnii. Ești izvorul nesecat, ești zâmbet curat, un vis adorat. Mamă, buchete de flori sunt copii din brațe. Mamă, din pieptul tău cur doar șuvițe de viață. Ești o pasăre în zbor, ești un cântec de dor, un pom roditor. De fiecare dată, cu mare drag, vă salută echipa Surpriză la tine acasă. Azi suntem în satul Mărândeni, deci pentru prima dată am venit în acest sat cu o surpriză organizată din partea copiilor pentru mamă. Deci, dragii noștri admiratori, încă o dovadă în plus că pentru echipa Surpriză la tine acasă nu există obstacole, ninsori, ploaie, deci noi ne facem treaba, suntem mesageri. Aduc surprize frumoase din partea copiilor, suntem cei care încercăm să surprindem, încercăm să aducem zâmbetul și bucurie din depărtare a celor dragi dumneavoastră. Deci, cu mare drag, vă invit, mergem împreună cu mine să vedem ce reacție va avea și de data aceasta. Mult surpriza noastră, mătură! Mamă, clipele ce zbor, ești un cântec de dor, un pom roditor. Mamă, pe brațele tale, bună ziua! Bună ziua! Doamna Valentina? Da, spre dumneavoastră venim. Da? Așa, suntem echipa Surpriză la tine acasă și ne ocupăm cu prestarea serviciului de surprize. Deci astăzi venim către dumneavoastră, din partea cuiva dragă dumneavoastră și tradițional întrebarea, cine credeți dumneavoastră că astăzi ne-a trimis la dumneavoastră într-o zi atât de frumoasă și importantă? Șica. Așa, da, Șica? Da, așa. Șina? E, nu. Nu. Și jenierile, dar? E familia Fici, împreună. Și mai aveți pe cineva drag de stai pătare. Vă dau un indice. Pe ce oră aveți? Știți că copiii dumneavoastră, fiica și cel mai mic fecior, s-au organizat împreună cu mare drag, cu mare dor din depărtare, pentru dumneavoastră și faptul că sunt departe, nu dă dovadă că v-au uitat și vor să fie cât mai aproape de sufletelul dumneavoastră prin intermediul nostru. Deci, mult stimată doamna Valentina, această tortă, pentru dumneavoastră în special. Mulțumim. Și desigur și acest buchet frumos pentru cea mai scumpă și cea mai blândă și cea mai blajină mamă pe care am găsit-o în satul Mărândeni. Și desigur o șampanie pentru tăticu. Mulțumim. Acest dar frumos din partea dumnealor este vorba despre un coș cu fructe. Dacă o să pot să-l ia. Doamna Valentina, să știți că avem și niște cuvinte frumoase pentru dumneavoastră. Și că de fiecare dată când mergem la o mamă, îi spunem, primiți-le acolo la sufletelul dumneavoastră și să știți că copiii dumneavoastră au vrut să fie cât mai aproape de dumneavoastră azi prin aceste cuvinte frumoase. Deci, scumpă mamă, blândă, bună, ieși în prag, surpriză vine. E trimisă cu mult dor de la fiică și cel mai mic fecior. Azi e mare sărbătoare, este ziua dumitale, iar noi suntem aproape și mii de kilometri ne desparte. Știi, mămică, dorul doare de copiii dumitale, de nepoți, de noi, mămică, de familia împlinită și noi dorul mult îți ducem. Ne gândim, zâmbim și plângem și în gând păstrăm mereu sfatul tău, zâmbetul tău. La mulți ani, mămică sfântă, fii sănătoasă și împlinită, viață lungă și frumoasă, să ne aștepți mereu acasă. Tot cu acele brațe moi care ne-au crescut pe noi, cu mult drag ne-ai educat și un rost la toți ne-ai dat. Cu mare drag la această surpriză, se alătură fiica Angela, ginerile Vadim, nepotul Ruslan, fiul Igor, Nora Luba, nepoței Igor și Vlad. Sănătate și din partea noastră, stimată doamnă, să vă găsim întotdeauna sănătoasă, atât de blajină, cu inima și sufletul împăcat, căci ați crescut trei copii ca trei flori. Și gândul dumnealor întotdeauna este acasă, la mamă, la tată, iar dumneavoastră să-i întâmpinați cum face o mamă, căci copiii fără mamă sunt păsări fără aripi. Și dacă dumneavoastră nu le dați putere să zboare, ei nu vor putea. Deci sănătate și o viață lungă și frumoasă împreună. Sănătate multă, la mulți ani! Angelu, Vadim, Igor, Ruslan, Luba, băiței, tăți, vă mulțumește, mamă, și vă iubește, și vă sărută. Mult sănătate și pașii, străim să ne întâlnim, băieți. Sănătate mult. Cu mulțumim dumneavoastră de primirea caldă și să știți că dragostea copiilor nu are niciodată obstacol. Floaie, ploaie, vânt, ninsori, să știți că noi venim întotdeauna să aducem acel dor, acel zâmbet și această surpriză frumoasă din partea copiilor dumneavoastră. Nu mai vine. Mamă, pe brațele tale pământul îl ții. Mamă, cu ruga ta sfântă oprești calomnii. Ești izvorul nesecat, ești zâmbet curat, un vis adorat.
mamă.